CSM Focșani a dominat prima repriză și a intrat la pauză cu un avantaj de 4 goluri, scor 18-14. Universitarii au revenit pe tabelă în partea secundă. Au egalat la 23-23, dar vrâncenii s-au impus în cele din urmă cu 30-28. Meciul a consemnat și debutul lui Dorin Dragnea în tricoul formației sucevene, fostul dinamovist reușind să marcheze 3 goluri. Per total, jocul nostru a fost în regulă. Față de primul amical, s-a văzut o creștere a ritmului de pasare. Mă bucur că a intrat și Dragnea câteva minute, dar se vede că nu este încă în ritmul echipei. Și sârbul Golubovici a înțeles ce ne-am propus să jucăm și începe să se integreze încet încet în echipă, a declarat antrenorul Adrian Chiruț. Handbaliștii suceveni vor susține un ultim test înainte de reluarea campionatului la mijlocul acestei săptămâni, în compania echipei a doua. În primul meci oficial din acest an, CSU Suceava va înfrunta miercuri, pe 30 ianuarie, de la ora 18 în sala Dumitru Bernicu, formația Potaisa Turda.